Ne-am întors la News Hour with CNN. Cea mai nouă senzație a tenisului românesc a vorbit în exclusivitate pentru Antena 3 CNN. La 17 ani, jucătoarea de tenis, Mara Gaez, de campioană la US Open în proba de dublu junioare. Mara continuă astfel forma de vis încununată cu un titlu de Grand Slam. În urmă cu două luni, a devenea campioană europeană Under 18 la dublu alături de Caramara Maria Meșter. Mă așteptam un rezultat bun, dar nu neapărat specific să câștig. Ai joci mult cu partenera? Este obișnuită sau a fost un turneu? Este al treilea turneu, dintre care primul am câștigat și al doilea a fost semifinală, deci oricum știam că suntem o echipă destul de unită. Ce urmează acum de tine? Să fac tranziția la pro, ușor, ușor, pentru că am jucat numai junior, m-am focusat pe junior și să sperăm că o să țin tot așa. Dar trebuie să ne acomodăm cu niște stiluri de joc pe care nu le-am mai întâlnit, mai ales japonezele care joacă foarte bine. Și faptul că am avut și două meciuri a fost o epuizare nu numai fizică, dar și mentală. Dar spre final tot timpul am reușit să ne legăm foarte bine și să ne coordonăm în teren.